Așa, te ascultăm, Larisa. Așa, Andreea, de când am intrat eu în emisiune, cred că am respectat emisiunea, am respectat oamenii de acasă. Și acum mi-am dat seama că unii concurenți de acolo merg la această emisiune doar pentru a avea sau a folosi unele strategii, care pe mine nu mă degustă aceste lucruri și sunt și dezamăgită de unele persoane de acolo. Într-adevăr, cu ela eu am păstrat o legătură după concurs și m-am văzut cu ea de două ori la București. Prima dată când m-am văzut cu ea, a venit la mine, a venit singură, adică cu Mătălina. Eu i-am scris lui Culică pentru că știam că e cutador, știam că ea dorește oarecum să fie cutador. Și acum, dacă tot sunteți în București, veniți și să vă întâlniți ca să... Lari! Doi. Lari, dar am insistat eu neapărat să vin. Nu. Vezi că el așa crede, așa spune, el minte într-una. Nu ai insistat de el, doar că cred că locul tău nu este la această emisiune, pentru că strategiile tale se pare că, nu știu, le pui foarte bine în practică și cred că aici ai vrut să ajungi, pentru că dacă vrei ceva cu Jador, când ai văzut pe Jador, nu stăreai la gâtul lui Culică să-i spui ce faci viața mea, tati, că tu vrei o relație serioasă cu acest Jador. Iar a doua oară, când ai venit la mine, eu nu am spus că fii la București, doar de la, am spus de la Culică că fii la București. Când te-am sunat și ai aflat că, de fapt, că tu vii cu Culică la București, i-ai zis că da, vin și vreau să vin la tine. Eu am acceptat să vii la mine în casă, ai venit și cu Culiță, dar comportamentul tău nu prea arată la față așa sfântă și corectă precum te tai. Dar n-am adică spus că sunt sfântă. Și te pregătești pe somn, să vii să dormi cu mine, iar tu crezi că pijamaua ta este o lejerie intimă cu tanga în fața unui bărbat. Și cu un tricou lung peste fund. Hai, da, Larisa, vei? Lasă-mi tricou lung, că tricou lung era cam invizibil. Bine, dragă, o să aduc tricou mâine. Tu exagerezi. Ba. Nu exagerez cu absolut nimic. Ba, chiar mi se pare că exagerezi. Așa, asta, okay. Nu există exagerare aici. Auzi, Larisa, auzi, Larisa. Ei, ia uite-le, gaițele. Lale, ia lăsați-o pe fapt. Larisa, dar e geloasă. Eu zic așa, că te-am respectat. Și eu te-am respectat. Nu mă respect. Vorbând așa, nu mă respect. Da. Și știi care a fost adevărul și tot timpul am avut respect față de tine pentru multe alte chestii. Lare. Și nu e ok ce faci. Dar na, dacă tu așa consideri, foarte bine. Auzi. Cum eram eu, erai și tu. Despre ce vorbim? Păi nici eu. Eu poate că am permis și am voie să fac chestia asta și am recunoscut. Ce? Ce-ți permiți? Ce? Nu înțeleg. Șt, cu cine? Dar crezi că asta e o problemă între mine și tine, când ai venit cu la păi mine tu în față, tu faci, da? În fața omului ăsta și spui niște chestii pe care nu ar fi fost frumos să le zici, pentru că știi cum a stat situația și ți-a spus și ție, Lari. Nu e ok ce faci. Larisa? Da. Păi l-a pus bine pe Culiță. Da, păi l-a făcut doar. Păi și era de ce să bate cu pomul în piept? Că nu e așa. Că știi că nu se întâmpla nimic între ea și el, ce gen... Între cine? Între ea și Culiță? Nu e așa, de asta nu se întâmpla nimic. Da, se bate cu pomul pe când nu se întâmpla nimic, dar se bate cu pomul pe și cu a fost sfântă și când nu se întâmpla nimic. Sunt prieteni foarte buni. Eu am spus că sunteți prieteni foarte buni, eu așa știu. Așa. Stai că vreau să te întrebe și Jador ceva, zi Jador. Larisa. Da. Când am ajuns eu la tine în casă. Da. Îți mulțumesc că m-ai primit în casa ta. Cu drag. Vreau să-mi spui, te rog, cât a stat Culiță atunci când nu am fost eu, după ce a plecat de la... când a fost el la voi. Dar cine ești tu să dai explicații ție, măi? Dar cine ești, frate, ești tu să dai? A doua câteva oară, ore, da? Cât a stat? Da. Larisa, cât a stat Culiță la tine în casă? A dormit la mine, Culiță. Na, tu ai vrut să spui asta. Cu cine a dormit? Spune-mi, te rog. Singur, a dormit singur. Nu. Na, el crede că a dormit cu mine. Nu, a dormit singur. Eu am dormit cu Lari. Nu, dar știu și eu povestea, dar nu e așa cum zice Larisa. Adevărat. Păi chiar minte situația asta. De câte știu eu, Larisa voia să doarmă cu el. Exact, da, n-am vrut să zic. Și tu știi tot și nu mai exagera. Păi știi, Larisa a vrut să doarmă cu Culiță și n-a avut loc de tine? Că ai dormit tu cu el sau cum? Hai să vă spun cum a fost Culiță.
Toate a dormit. Andreea, stai că vreau să zic... Știi, un... A să intre, Jador. Andreea, haideți să vă spun cum a fost. Culiță, m-auziți? Da. Culiță trebuia să vină la București și când a ajuns, era oricum dimineața. Da, patru. Pune să stea la mine, spune să stea la mine. Nu, eu eram la Bobicioiu și m-a sunat. Bă, vin la voi să dormim. Și am zis, bă, n-avem loc, aici suntem noi, mergi tu la hotel. Și el, doar pentru că n-a avut loc să doarmă cu noi, s-a dus la Larisa, pentru că gen erau prieteni și... Da. Așa! De ce te-ai ferit să-mi spui că a dormit? Pentru că n-am vrut să o pun pe ea, e casa ei, Andreea. La... Dacă nu omul ăla n-a dormit cu mine, o vedea că e geloasă, venea și nu m-a plumea, Andreea, pe bune! Era geloasă? Da, era foarte geloasă! Ce m-a Larisa? A recunoscut instant. Exact, ia! Păi na, păi ai vrut să intri publica să faci chestia asta? Păi trebuia să intri tu, că eu nu m-am implicat pe mine. Și nu mai am 10 ani mie, hai adu-le și pe culipte. Bun. Că eu ți-am zis că nu mă duc niciunde, că Larisa, la hotel, că dacă... Da. Tu ai vrut ca eu să vin acolo sau ea a zis că vreau să vin eu acolo? Păi, Jador, dar era mintea, adică nu pot să... Nu, chiar nu pot să înțeleg. Ce-i mint? Am zis că... Mintea. E la mintea. Nu, gen mă gândeam că poate ai vrut tu ca să poți să o excluzi pe ea din fața lui Culiță. A vrut să-mi fac o surpriză. Gen, Culiță nu ar fi făcut în fața mea așa. Nu, a vrut să-mi fac o surpriză. Să se apropie. Ia. Lasă-i la surprizele, că m-ai terorizat cu surprize. Lasă-o așa. Bine, tu, dar vezi că a fost și mădă. Lasă-o sfințenia la alte femei. Păi, dar nu m-am dat că sfântă. Felicitări că ți-ai atins scopul, strategia. Ce strategie, mă, femeie? Tu, pe bune, nu mă fă la râs să vorbesc acum, te rog, din inima mea. Te rog, nu mă fac, eu am respect față de Culiță și față de Carmen. Și cu asta am spus tot. Eu nu am respect față de nimeni. De asta nu înseamnă nimic. Ascultă-mă, nu mai zic, intră Culiță și rog din inimă să spună tot adevărul. Și nu am respect și momentul de față, pentru că da, m-ai primit la tine în casă și nu am să fac nimic mai mult. Că eu îl implor pe Culiță să intre. Adu-ți aminte că Culiță zicea, te rog să mă las singură. De ce? De ce zicea? Pe rând, liniștit. Îl implor pe Culiță să intre, chiar știi. Ce zici, fată, m-ai ținut în casă la ea? Gata. O să mă ajung. Ce ai? Mai ia de mănâncă. Băi, pe rând. Gata. Auzi. Mă supărat. Alo? Gata, te auzim. Lasă că intră Culiță. Insist și-l rog frumos pe Culiță să intre, iar dacă nu spune adevărul, nu te simți conversațiile. Nu vreau să intru pe aici. E foarte simplu, Larisa. Cum intră Culiță, Andrei? Larisa, tu ești o fată destul de matură. Noi. Da, matură, făcând chestiile astea. Larisa, Culiță nu era împăcat cu Carmen în acea seară. S-au împăcat după. În acea seară s-a întâmplat ceva mai mult între voi? Nu. S-a întâmplat ceva între el și Ela? Nu s-a întâmplat nimic. Nici între mine, nici între Ela. Doar că atitudinea ei... Păi atunci... Bogdan. În ce sens atitudinea ei a fost? În ce sens? Mâine intru în direct exact cum am dormit eu în seara aia. Și să vină Culiță să spună adevărul. Pentru că minți, tu veneai, până așa veneai îmbrăcată aici în emisiune și tu miști de mine. Hai mă lăsați-mă, pace mă! Urcat, să salute și-o dormit. În ce sens a fost atitudinea ei? Mă îmbrac cum? Dar, Andreea, ți se pare normal ca o femeie să vină să stea în lejerie intimă în fața unui bărbat? Larisa, nu conta că e Culiță, că dacă era alt bărbat nu te interesa. Corect. Larisa! E dureros ce faci tu, pentru că nu ți-asumi tu că ești disperată după Culiță, înțelegi? Pentru că eu l-aveam pe ăsta în inimă, înțelegi? Și nu mi-aș fi niciodată, n-aș avea disrespectul ăsta față de... Auzi, Andreea știe mai bine și după gală ce am zis. Ce tu știi și mai multe. Noi nu înțelegem ce zice. Domnișoara Sfințenie, nu te supăra, eu când iubesc pe cineva, nu spun alt băiat nu, că iubire. E viața mea și nu îmi permis să stau în lejerie intimă în fața altui bărbat. Bun, Larisa, mi se pare că ești un pic geloasă, că aveam un tricou și mâine voi intra în emisiune nu cu tricoul ăla și cum eram îmbrăcată. Ești tu disperată să te dată, că zicea că arăt bine. Nu mai înțeleg nimic.
Nu e vorba de gelozie, este vorba de respect. Că mă disperai la el. Nu vezi la mine în casă. Cu disperările tale cu ce? Culiță, în sus. Și îmi ducea omul. Omul îmi ducea, mă disperă. Larisa, știi când mi-ai zis mie pe avion că ți se scot vorbe cu Culiță și că tu nu ai avut nimic și cum poate lumea să vorbească despre tine? Da. Ai rămas gravidă cu el că tu nu ai nimic și niciodată n-ați avut nimic în afară de a fi prieteni. Și dar acum tot i-am avut între timp, alo. Ai avut între timp. Hai să vorbim. Nu vrut să te protejezi, că era la mișto, că nu Ela. Dar stai să spui de ce protejească, eu nu înțeleg. Eu n-am vrut să te apre. Pentru că ea, de ce? Pentru că ce? El era un bărbat singur, ea e o femeie singură. Dar tu erai ca... A fost prietenă cu Carmen. Și? Și n-am vrut să spun acum. Ea a spus, protejează chestia asta. Am încercat. N-am vrut să spun, că n-am avut nimic. Vă jur, pe ce am mai spun cu băiatul ăsta? Am fost în da, lejerie intimă și deasupra am avut un tricou până aici, că el vede sexy în ochii, ea tot e sexy, dar era îmbrăcată la fel. Aveam un tricou, tu crezi cu lița, n-am văzut să vede dansatoare în chiloț în fiecare seară lângă, în chiloț. O lună jumătate s-a schimbat. Tu crezi că mie mi-l trebuie bărbatul care l-ai avut tu? Veci! Yeah. Păi în casă așa se îmbracă fetele, mai eu și... Exact! Că mie nu m-a atras niciodată! Hai mă, lăsați-mă tăți... Dar m-am plăcut chiloșul când eram! Care-i problema? Mai tu te mai gândeai când ai venit cu Culiță la București? Te mai gândeai așa în mintea ta că... Nu, ori trebuie să faci așa ceva împreună. Primești un om în casă, spui adu-le! Hai, devine fată că cumva este locul unde să dormiți și după aia scot totul! N-am auzit ce... N-avem cum așa! Mai zi odată! N-avem cum așa! Adică j-ador tu ca băiat pe care ești loc, știi cum te-mi dau seama, ești un bărbat care te respect. Ai mai aștepta o idee care ar veni chiar să te schimbi un prieten de-al tău, să doarmă la putere cu el? Ai, nu mă supăr că mi-a cerut voie omul. Da. Cum adică ți-a cerut voie? Mai rău de pe asta zic, că mi-a cerut voie, ceva a fost acolo. Îmi dai ce voie să dorm noaptea asta? Bine, eu știu ce a fost. Dar intră și Culiță, te rog, Andreea, vorbește. Culiță nu poate să vorbească, că e un om însurat acum. Nu mai poate să vorbească. Băi, nu mai spune că e un însurat. Ce? Dacă un om are relație, nu poate să spune de ce a fost în trecut? Ba da, poate să spună. Lasă-mă, mă, frate, cu tot teatrul ăsta de 2 lei. Bă, pus la cale ca să-mi... Ăsta e teatrul pe care ți-ai făcut și ți-ai... Draga mea, te pup, am auzit că vrei să intri în emisiune. Ok. Ba da, Andrei, cum să-mi lasă să fie, ești culmea, că vrea să intre, îmi zicea fată, zine turce, măcar o zi să mă cer cu alea. Ești culmea. Larisa, îți dorești să te întorci? N-am vrut niciodată. Nu, că mi-aș dori să intru în emisiune măcar o zi, două, pentru că am ajuns acasă, am văzut foarte multe lucruri pe care în emisiune chiar nu le-am conștientizat. Am fost foarte obosită și am realizat foarte multe lucruri. Și referitor la Ligi, la mai multe persoane, la Mariana, care... Vai, e pe lângă tine. Nu știu că e culmea, vreau să mă apărăgeară. Și chiar mi-aș dori că această emisiune după să continuare puterea dragostei și să fie persoane și concurenți acolo care chiar transmit puterea dragostei. Nu Mariana și nu strategiile lor de pe acolo. Dar tu ai transmis? Dar nu-mi pas ce zicea, da, zero ce zice persoana. Da, transmis, acolo, am transmis mai ales puterea mea de a face, dar nu riposta ceea ce a spus cu voi. Gândește-te, Andreea, că știi destul de bine și cearta mea cu fia, dădea cu picioarele în mine și n-a venit în emisiune și n-a spus nimic. Mariana, care și-a făcut tot, nu dormea nopțile și tot ce făcea ea prin casă, n-a venit odată. Prin bun simț am venit, am adus o iconică, mi-a aruncat iconica pe jos. Bia, care m-a făcut în toate felurile în afară emisiunii, n-a venit niciodată și n-a spus nimic. Și mi-a trimis niște mesaje cu Bianca. Copii? Și niște mesaje cu Bianca. Deci pe trimis. Fiecare cel doar. Larisa. O dași din gură să nu te aud. Da. Ce-i Larisa față de mine? Nu ai avut respect, dar uite că eu... E cum? La Mariana. La cine faci alergie? La Mariana. La cine fac alergie? Dar vreau să fii cea mai sinceră cu mine, te rog, din suflet. Am fost și sunt sinceră, nu-mi permit să mint. N-ai fost. Ok, mulțumesc. Inclusive. El m-a plăcut sau ce a fost acolo, ca să înțeleg și eu. Eu cred că te-a plăcut, adică a făcut unele lucruri care aici bătea, să zic așa, că te place. Doar că unele lucruri te dau cu semnul întrebării, pentru că eu mă văd pe mine, atâta timp îți plac pe un bărbat.
fi sunt îndrăgostită, nu îmi permit să fac alte lucruri foarte mari. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Ce mai zi odată? Ce zi odată? Îți place să ți se confirme atâta. Exact, dumneavoastră ți se confirmă că te iubești, că a fost la hotel și cum. Fetelor, ușor, ușor, nu mă interesează opinia la niciuna din voi. Vreau să mi se confirme mie niște chestii, dacă este așa sau nu. Iertați-mă dacă mă jignesc. Să face și mai rău atât. Vreau să mi se confirme mie. Nu este așa. Nu te-am iubit, nu te-am plăcut, nu am avut niciun sentiment față de tine și mulțumesc. Ok. Andreea Pirui, dacă Jador vine până la tine acasă, nu are unde să doarmă, stai așa în fața lui? Că ai zis că toate stăm. În chiloți. Apoi în fața lui nu. Ei, dezbrăcată, nu? Depinde de băiat. Depinde de băiat, dacă îmi place de în fața unui prieten. Stai așa? Nu. Nu, dar nu știu ce-a tu, noi ne... Nu, Andreea. Noi ne pregăteam de somn. Baia aici, dormitor acolo, culița era acolo, dormea. Și da, era de ce am că tu de prostit așa, mă, nu sora. Culița voia să doarmă. Păi cum vrei să dormi când eram în butieră groasă? Larisa! Ela, ela, am văzut că aveai și pijamale cu pantaloni și grosuțe și totuși am fost prins. De ce nu l-ai folosit? Aia de ce nu dormi? Pantaloni. Larisa, dar voi acestea sunt prietene, de ce zici de asta despre ele? Și care era problema? Că n-am simțit, dormeam cu tine, ce vrei? Era cald. Dacă aș dormi? Andreea, mi se pare penibilă discuția. Nu stai aia, vezi pantaloni grosuțe? Da, Jador. După ce ai stat tu și ai băut o cafea. Mi-a căutat și mă... După ce ai stat... Stai că nu vorbesc. După ce ai stat tu și ai băut o cafea. Pijamale. Cu culiță. Nu știu cu cine stai la masă. Culiță s-a dus puțin până în cameră la el, să stea puțin cu ea să bea o cafea. Serios. Nu! Nu pot zi, stai, mirșe. Dar ce înseamnă zâmbetul ăsta? Da, păi nu știu când a zis, pentru că prima dată când a venit el cu Jador la mine în casă, ea s-a dus în dormitor cu culiță. De-am rămas și era și mădă, femeie, era și mădă și o dai în gelul, de dea o dădea în gelul. Păi atunci, atunci doar. Stai un pic. Dacă mai stai un pic. Ai venit tu cu culiță, da? Bun, erai cum erai. S-a părut că eram beat. Da, erai cu sticla la mână, despre ce vorbim aici? Tu... Ah, da, bă, era. A, vezi? Aha, bună dimineața. Gata, hai de. Da, culi, ăsta, domnul Jador, m-a jignit. Domnul. Și m-a dus în casă, plângând. Mă dă dormea. Ela, ela, mă dă ela, dormea. Stați. Măi, nu minți, măi, fată, măi, că n-ai nicio părere. Cum ai făcut? Cum să minți, măi? Ah, repet, a, da. Lumea spune tot. Măi, fată. Și a spus așa. Și eu m-am dus și mi-a dat lacrimile. Și era mădă acolo. Mădă dormea. Viața mea! Să plecăm. Dai. Și a venit culiță, imediat că m-a văzut plângând. Și ea m-a făcut să râd, vorbea de asta, zicea că e un pic biau. Și nu știu ce. Pentru ce să plâng? Că nu merit să plâng! Am plâns destul!